Ocazional, partidele de șah nu au un câștigător, fiind declarate remiză. Există 5 cazuri în care o partidă de șah poate fi remiză. În cazul în care unul dintre jucători este la mutare, dar regele său nu este în șah și totuși jucătorul nu are nicio altă mutare permisă. Jucătorii se pot decide pur și simplu asupra remizei și se opresc din joc. Nu sunt destule piese pe tablă pentru a forța matul, exemplu, un rege și un nebun versus un singur rege. Un jucător declară remiză dacă aceeași poziție se repetă de 3 ori, deși nu neapărat de 3 ori la rând. S-au jucat 50 de mutări consecutive și niciun jucător nu a mutat un pion sau a capturat o piesă. Sper că te-am învățat ceva nou astăzi. Eu am fost Mike, dacă vrei să ne revedem, intră pe canalul nostru și ne vom întâlni acolo cu alte clipuri la fel de interesante.